Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii România Literară TV. E o nouă ediție, nu și un format nou, așa cum poate sunteți tentați să credeți. E doar o distribuție de roluri ușor diferită. Pentru această ediție și pentru următoarea sunt onorat să fiu moderatorul acestei emisiuni. Discutăm astăzi despre o temă foarte, foarte generoasă, problematică într-o măsură semnificativă. Și anume discutăm despre publicistica literară, despre condiția mass media și despre internet, accentul căzând pe tema primă, publicistica literară. E o temă mare, cum spuneam, e o temă generoasă, poate cu anumite date melancolice astăzi, când timpul pare că nu mai are răbdare cu presa scrisă sau presa tipărită, și formulez cu un semn de întrebare, vom vorbi despre aceasta. E o temă generoasă, o temă importantă, pentru că starea presei e un indicator major de sănătate al spațiului public. Și cu atât mai mult starea, condiția presei literare, din motive evidente, e o foaie de temperatură și mai rafinată pentru spațiul public românesc, pentru igiena spațiului public românesc. Este un privilegiu să fim împreună astăzi cu trei oameni care au o experiență îndelungată în presa scrisă, în presa tipărită, care știu și cu internetul, într-o anumită măsură, sunt trei figuri importante ale publicisticii și generale, generaliste, și ale publicisticii de tip cultural. Voi prezenta mai întâi pe cei trei invitați, și anume voi începe cu Nicolae Prelipceanu, redactorul șef al revistei lunare Viața Românească, lângă domnia sa Ovidiu Pecican, redactor șef Steaua, împreună cu noi și Horia Gârbea, redactor la Luceafărul de dimineață și director de imagine și de comunicare al Uniunii Scriitorilor din România. O să pun o întrebare comună și poate într-o anumită măsură provocatoare. Ne lamentăm sau ne bucurăm astăzi în legătură cu presa și cu presa literară? Domnule Prelipceanu. Cred că e un cocktail de lamentații cu bucurii. Așa, anticipați. În general, vorba asta scurtă, cum a zice Argheze, bucurie, e foarte folosită astăzi. Ce să mai zic, s-a terminat. Te vezi prezentatori de spectacole, a fost aseară gala Monica Lovinescu, 100. Ne bucuram și acolo, prezentatorii. Nu știu dacă tot timpul e o bucurie așa, e o plăcere. Iar vorbiți de ce să ne bucurăm? De faptul că dispare presa pe hârtie? Deci e clar că e un cocktail. Da, e un cocktail, pentru că ați spus că e, nu știu ce simptom, dispariția. Eu vă spun, dispariția sau scăderea tirajelor la presa de hârtie este un simptom al lipsei de cultură. Nu pentru că nu citesc oamenii revista la care lucrez eu sau dumneavoastră, ci pentru că nu mai sunt interesați de ziare chiar. Chiar dacă ziarele la noi întâi au devenit, cum se spune, versiuni online, nu? Nu. Înainte de a deveni online, au devenit tabloide foarte proaste. Aha. Și de altfel, am observat chestia asta. Când lucram la România Liberă, care era totuși un ziar ce respecta o anumită ținută culturală, erau și acolo, sigur, greșeli, articolele cu oarecare referințe culturale aveau cel mai mic audiență, pentru că intrase pe... Da, și departamentul cultură era ce nu și era să cam... Nu, departamentul cultură, să zicem, dar redacție. Erau și în altele, scria nu, și nu, domnul. Nu, și alte ziare, da. Să spun. În editoriale sau în asta, nu interesa chestia cu cultură. E o problemă cu referințele pe care le au. Fiecare generație are referințele ei. Eu mi-aminteam de referințele, să zicem, culturale, literare, ale generației părinților mei.
astăzi au dispărut complet. Chiar scriitorii care atunci, să zicem, îi interesau, în afară de cei clasici care sunt și manuale, sunt uitați complet. Generația noastră, care suntem după ei, are alte referințe culturale. Ei, dacă aceste referințe te referi la ce știi în articolul tău, oamenii mai noi n-au auzit de ele, ei au referințele lor. Așadar, melancolie și pesimism mai degrabă. Nu e nicio melancolie. Asta e situația. Totdeauna s-a întâmplat așa. Cred numai că în țările ceva mai culte, mai civilizate, totuși presa pe hârtie n-a dispărut. Cum la noi o să se întâmple în scurtă vreme. Vorbim imediat despre nuanța aceasta. Poate că Ovidiu Pecican la aceeași întrebare are o perspectivă ușor nuanțată. Avem motive de bucurie sau, dimpotrivă, mai degrabă de pesimism? Eu cred că în cultura noastră, unde, să zicem, în Transilvania, Gheorghe Șincai înființa 300 de școli abia la 1800, orice prilej de lectură e un prilej de bucurie, ar trebui să fie. Fiind istoric de meserie, am constatat că în Italia, de pildă, în secolul XVI, oamenii au inventat presa oarecum instinctiv, voiau să știe noutăți. Scriau acele avize. S-a întâmplat ceva. Am auzit că voievodul Valahiei a luptat cu turcul. În Austria, împăratul a băut prea mult vin și și-a stricat stomacul. Iată că lucrurile astea. Deci totul venea dintr-o curiozitate, cum să spun, naturală, firească. La noi nu înțeleg de ce, nu? Că românul îi place să bârfească și măcar ziarele de scandal ar trebui să meargă bine, nu? E preferabil la noi să bârfește oral. Așa, oral. Avem o cultură orală îndelungată și care se perpetuează, așa e. N-aș fi, ca și domnul Prelipceanu, care are o excelentă experiență în domeniu, n-aș fi complet deziluzionat, nu m-aș nici iluziona perpetu. Știu că, de pildă, dacă cineva nu-și mai cumpără ziarul Sportul, se duce repede și vede ce poate citi gratuit pe internet. De altfel, nici nu mai există ziarul Sportul. Iată, un motiv temeinic. Dau o veste acum, nu? Dar aș vrea să-l reinventeze dacă românul iubește sportul. Dar am impresia că și iubirea asta față de sport e foarte selectivă. E preferabil când iubești sportul să-l și practici. E mai greu. Mens sana in corpore barosano, spun Barosana. Mulți dintre noi, citând fals. Horia Gârbea, cum stăm? În ce mă privește, îmi găsesc sursele de informație pe internet. Citeam cu plăcere gazete, și cotidiene, și culturale, dar e drept că se pierde mai mult timp, e mai costisitor, ceea ce nu trebuie neglijat. Și atunci, mai ales la noi, foarte repede s-a făcut trecerea la mediul online. Pe de altă parte, în presa culturală, aproape fiecare revistă are totuși ambiția să scoată măcar un număr minimal de exemplare pe hârtie. Chiar dacă ele se difuzează mai puțin, chiar dacă ele ajung mai greu sub ochii cititorilor față de ediția online, totuși ăstea intră în biblioteci, acestea rămân. Mărturia materială, nu? Da, sigur. Efectiv, ele pot fi pentru cercetătorii viitorului accesibile sub forma aceasta pe hârtie. Acum, faptul că la noi, mie mi se pare de-a dreptul bizar, că au putut să dispară reviste și ziare, precum Gazeta Sporturilor sau Playboy, e extraordinar. Nicăieri în lume nu s-a întâmplat lucrul ăsta. E bine, la noi oamenii s-au plictisit foarte repede și de Playboy, iar până la urmă, fie din motive de rentabilitate, fie din alte motive de politică și situare față de redacție, a patronatului față de redacție, a dispărut și Gazeta Sporturilor, care data încă puțin, mai avea un an, făcea 100. Iar pe hârtie citit. Acum mai sunt câteva tabloide. Ultimul cotidian de sport. Da, mai e unul de sport. El citeau și cei care nu citeau alte ziare. Mai apar cotidiene tabloide. Acesta e cadrul mare, să spunem, da, pentru ceea ce ar însemna foaia de temperatură al presei, al mass media de astăzi, în anul de grație 2023. Îmi vine în minte o provocare pe care iarăși vă adresez tuturor celor trei. Pentru cei care au deschis, să zic așa, mai târziu televizoarele sau pentru cei care își amintesc și de alte vremuri, cum era o zi frumoasă când
presa tipărită, presa scrisă era la locul ei sau era în centrul spațiului public. Să nu ne iluzionăm că și pe vremea când presa avea totuși niște tiraje cât de cât satisfăcătoare, să zicem, din punctul nostru de vedere. Mult mai decent oricum, da. Da? Toată lumea citea ziare? Nu. Nu. Nu vorbim de o situație ideală, vorbim de o zi frumoasă. Ce însemna să mergi la chioșc, să zicem, și? Noi mergeam, îmi amintesc, când cred că eram încă elev, în 58, era campionatul mondial de fotbal. După ediția din 54, când izbucnise echipa Ungariei, dar nu câștigase campionatul, și mergeam înainte de a ajunge la chioșc, sportul popular, parcă se chema pe vremea aia. Încă, da. Știu și acum clădirea de la Curtea de Argeș unde mergeam și venea pachetul de la gară, gara era aproape și le luam de acolo pentru că atunci nu puteai să vezi la televizor nici rezultatul, nimic. E adevărat. Asta era. O zi frumoasă nu depindea de ce ziare citești. Și pentru presă culturală, aici băteam mai degrabă. Păi eu mi-amintesc că era o zi frumoasă, ziua de joi, când ne smintit, mama mea mi-aducea România Literară și o citeam de la un cap la altul foarte, foarte atent. După cum citeam și publicația, pe invers, publicația Săptămâna. Asta era înainte de 1989, înainte de 89, da? Evident. Rubrica Gâgă, nu? Gâgă, nu, Săptămâna toată era. Săptămâna era un indicator foarte precis de repere negative. Trebuia citită în oglindă. Cei care erau bine scuturați de Eugen Barbu și de Alcibiade, discipolul său apropiat, ăia meritau citiți. Era un semn pozitiv să fii înjurat de Săptămâna. Deci aveam și partea plină și partea negativă. Încât era foarte interesant această presă. Iar apoi mi-amintesc cu mare plăcere de perioada imediat post-revoluționară, când scriam în presă, aveam tiraje uriașe, iar primul număr al revistei, își amintește desigur domnul Prilipceanu, primul număr al revistei Luceafru de după Revoluție, a fost, eram împreună, gândit în casa lui Laurențiu Ulici, și primul tiraj a fost de 70.000 de exemplare. Revistă de cultură, Luceafăru, care record acum... Record istoric. Da, acum probabil că depășește cu puțin 1.000. Ovidiu Pecican, ai avut o vârstă de aur? Am avut-o. În ceea ce în raport cu presa, cu publicistica culturală. Da. Da? În raport cu acest tip de presă, mi-amintesc că eram la liceu și mergeam... cu nu foarte mulți bani. Nu ați fost și la liceu? Nu știu ce s-a întâmplat. Credeam că ați făcut direct la doctorat. La doctoratul cui? Așa. Asta e întrebarea. Da. Mergeam la chioșc și îmi cumpăram Luceafărul, Steaua, Familia, România Literară. Și am și răspuns la o anchetă recent în legătură cu asta. În fiecare știam cam ce mă interesa. De pildă, în Familia îmi plăcea serialul lui Ovidiu Cotruș despre Matei Caragiale. Era fascinant. La Steaua îmi plăcea poezia la floare, cum îi zicem noi și acum. Un poem minunat, uneori tradus într-o limbă de circulație, alăturat unei imagini pe atunci color. Era singura imagine care apărea acum, aveți mai multe în revistă. Da, se înghesuie, dar sunt toate alb-negru. N-am zis că se înghesuie, ci sunt acolo. Așa este. Și în România Literară, mărturisesc, după ce citeam Cronica Literară, mă interesau foarte mult penultimele două pagini, cu noutățile de pe Mapamond. Dar și Cronica lui Fănuș Neagu, să nu uităm. Nu era, după aceea o citeam prima și apoi îl citeam pe Radu Cosașu cu Cronica lui de film. Da. Deci aveai ce citi. Dar dacă mă gândesc și eu la ziua fastă a presei, asta a fost cândva prin ianuarie 1990, cred. Sigur. Atunci când toată presa era, cum să spun, supraapreciată, toată cred. Toată lumea se grăbea atunci. Sigur. Ne grăbeam să spunem ce nu putusem să spunem cei care eram mai vechi. Zeci de ani înainte. Cred fost că era fiecare presa. Dintre noi cumpăra cu brațul la propriu ziare. Citeam în orice caz, zi. Din scoarță în scoarță, revista 22, care era foarte interesant. Care aveau, da. Păi da, dar era adevărul care era oarecum iliescan.
Era România Liberă, însă, care cu Paler și cu toată echipa de acolo, inclusiv dumneavoastră, luase pe calea democratizării. Nu, noi eram în primul an. Încă acolo. Nu? Eu din 92 ani, 3 păi ani. Ce ați făcut acolo. În primul an? Ați făcut Luceafărul și Orea Gârbea. Nu cu Orea Gârbea, mea lui era un colaborator, cu Ulici. Pe domnul care Ulici, regretatul. Care ar fi împlinit anul acesta 80 de ani și îl evocăm cu această ocazie. Da. Făceam și corectura. Cum stăm acum, de fapt? Aici voiam să ajung. Cum stăm acum și mai ales de ce stăm așa cum stăm acum? Să zicem mi se pare că e un paradox. Pentru că pe de o parte apar noi și noi reviste, pe de altă parte toată lumea zice că nu le citește decât cel care scrie în ele. Nu observați că pe măsură ce lumea citește tot mai puțin, partea cealaltă mică din lume se grăbește să publice tot mai mult? Cum vă explicați? Păi se pare că e un fenomen, asta cred că biologic. Conrad Lorenz, dacă ar mai trăi, ne-ar putea să spune explica. Ce eu nu mă pricep la chestia asta, dar... O să-l întrebăm pe Cristi, că el n-a răspuns, spune, nu mă întrebăm. Dispariția acestei, printr-o... pare rău că mă întorc chiar la aceeași chestie, nu e o obsesie. E totuși o scădere mondială a culturii. La cetățeanului, suntem adică cetățeanul sfârșit, e tot nu? Mai suntem puțin interesat de cultură. Dacă l-am pomenit pe Conrad Lorenz, el, în cele 8 păcate fundamentale, primul este suprapopularea. Din cauza suprapopulării, probabil, lumea este interesată doar de ce mănâncă și să aibă, cum se spune la televiziune, pe masă astăzi, adică ce să mănânce. Și asta înseamnă că nu mănânci populația reviste. Populația României scade de la referendum la referendum. Nu contează dacă nu știu scade, dacă, nu știu. Dar în lume vorbesc. În lume, da. Nu știu dacă asta e semnificativ. Mie mi se pare că se românizează lumea. Adică când l-am văzut pe Trump în America, ce se întâmplă acolo, mi-am zis... Balcanizare, se spune asta. E o balcanizare, e o, nu știu, o caragializare, da. Poate. Bă, la nu, Macron, iar dacă te uiți, sau la Sarkozy. Macron n-are, nu mai, nu-i chiar nu? E din Maghreb, de curând. Horia Gârbea, moare presa tipărită sau moare chiar și presa scrisă? Nu cred că va muri. Așa cum ziceam, în cadrul presei culturale sunt foarte multe, chiar prea multe, după părerea mea, publicații care apar și pe hârtie. Unele apar numai pe hârtie, deși sunt și din celelalte care apar numai în mediul online. Acum, e adevărat că lumea publică mult pentru că tiparul digital permite, cu o investiție minimă, să scoți un volum chiar și în 100 de copii. Să scoți o revistă care nu are mai mult de 200 de exemplare pe hârtie. E și foarte scump, să nu uităm, totuși. Pentru o revistă e scump. Pentru un particular care vrea să scoată volumul, să-și facă damblaua, a visat peste noapte un text, îl transformă într-un roman sau într-o novelă și îl publică, asta e simplu. Dar aici tirajele sunt două chestii opuse. Odată este demasificarea, fiecare poate să-și publice și are nișa lui de un fel de democrație 15 digitală, nu? Care îl citesc. Exact, o democrație digitală și pe de altă parte este invers, masificarea în sensul că foarte multă lume este alfabetizată și fiecare om care a trecut prin școală, chiar dacă nu stăpânește, am văzut la mulți amatori de literatură și de scris literar, chiar dacă nu stăpânesc foarte bine limba română, nu contează. Scriu, iar dacă scriu, și publică. Decât că scriu? Tipografiile abia așteaptă. Este o criză, Nicolae Prelipceanu, sau pur și simplu asta e spiritul timpului? Uitați, aici este. Am ajuns. Totdeauna cred în istorie și nu poate confirma și domnul Pecican, generațiile care sunt spre ieșire, cum zicea Johnny, bine că ne cărăm. Johnny Răducanu, da? Bine că ne cărăm. Da, bine că ne cărăm, e faimosă. Da. Sunt înclinate să creadă că e o criză. Ăsta este, de fapt, progresul. Ei și afirmă. Eu credeam că sunteți pesimistul astăzi. Generațiile noi se țin ca progresiste. Nu e niciun progres. Înaintarea asta a fost, e cumva firească. Și atunci, sigur că eu aș fi înclinat să zic eu, criză groaznică, pentru că pe vremea mea, care e vremea mea? Pe vremea mea domina cenzura. Am avut un volum în care cenzura mi-a scos două treimi și m-au și întrebat, cenzorul mai scoți? Îl scot, doamne, și așa. Și a rămas o lamădărează, nu? Deci, care e vremea mea? Când îi auzi cu vremea mea? Păi vremea mea a fost aia în care n-aveam voie să spun ce vroiam, ci, mă rog. Și atunci era o publicistică
cu multe înflorituri, trebuia să fie frumos totul, fără să pui lozinci. Și s-a transmis la ziar, la mine mai erau din foști ziariști și acum când le spuneam la du-te și scrie chestia aia, îmi scriau cu metafore. Nu, domne, la ziar se scrie concret, fără. Acum poți să spui direct. Dar dacă ți intra în reflex... Nu mai... Pe vremea ta, Ovidiu Pecican, era asta o criză? Pe vremea mea, ce să spun, am cumpărat volumul Arheopteryx al unui anume Nicolae Predișanu și toată lumea m-a asigurat și am confirmat că era idolul generației, era grozav. Nu, 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 asta nu am fost niciodată. La Arad așa se vedea. La Arad așa se vedea. Așadar, criză sau criză în sensul de risc, problemă sau criză în sens de oportunitate? Nu mai vedem. Noi uităm doar la revistele și publicațiile în general tipărite, dar nu vedem între timp că mulți dintre colegii noștri scriu în noile media, apar textele lor pe site-uri, sunt tot felul de formule din acestea care... Până la urmă, dacă le contabilizez, se dovedesc aluvionare. Dar e adevărat, a scăzut nivelul. Cred că lumea citește mai mult Coelho decât Borges acum, în ultima vreme. Da, cine mai citește cărți? Și asta e adevărat. Și înainte, romanele Rocambol și Pierre Loti, Misterele Parisului se citeau mai mult decât Doare, clasice. Nu ne-am îndepărtat noi de publicistica literară. Ba da, nu. Tocmai de aceea ajungem și mai direct și mai frontal la ea. Amintesc că în perioada de aur, perioada de glorie la care ne raportăm cu venerație, nici zburătorul lui el, Lovinescu, nu avea mai mult de 300-400 de exemplare. Serios, biletele de papagal ale lui Arghezi erau tiraj confidențial, nu? Dacă îmi dai voie, Horia Gârbea, dacă îmi dai voie, cred că e depus aici o nuanță și o întrebare așa, ca și cum am pune degetul pe problemă. Erau normale tirajele din perioada comunistă ale presei, fie și presă culturală, sau de normalitate țineau mai degrabă tirajele revistelor culturale din perioada în care România încerca democrația? Eu cred totuși că erau o anumită normalitate, pentru că, de pildă, chiar în Gazeta Literară, cu numele ei rusesc, Literatura Gazetă, și dinainte de România Literară, puteai să găsești texte care nu erau o însumare de lozinci. Și atunci se citeau în cărțile de versuri. Nu erau toate poeziile, sau nu erau deloc într-unele. La versuri lăsau cenzura. Deci, iar publicistica, v-am spus, puteai să scrii fără să pui lozinci și dacă redactorul nu-ți băga un citat din Ceaușescu, cum am pățit deseori într-un ziar, unde scrieai un mic articolaș și te trezeai că l-ai citat și pe Ceaușescu, fără să-l fi citat. E, atunci... Totuși, omul mai respira, îi se părea că respiră. De pildă, o carte de versuri la debut în 1966 avea 1100 de exemplare tiraj. Scoasă de o editură de stat, pentru că totul și toate erau de stat, nu și de partid. E, Barbu și Preda aveau cele mai mari tiraje. Unele, bun, erau citiți și cumpărați. Nu vorbim de vârfuri aici, era vorbim și de lipsa, tiraje. Lipsa informației corecte și directe și atunci o luai pe ocolite, mai prin literatură, mai printr-un articol așa drăguț despre că a venit toamna și că uite, vorba lui Nichita, acoperă minima cu ceva, asta e poezie. Da. Dar se scriau și articole cursive, se chemau cursive. Nu, mai citim și noi, mai se citim zice. Și noi. Da. Așa. Se chemau cursive. Scriai un cursiv de ăsta și vedeai că totuși e numele lui Toarșu. Nu e. E bun, deci. Sunt adeptul cursivului. Semnez și eu cursive în revista Neuma, număr de număr, de pildă. Dar le puneți cu litere Times New Roman, nu cu cursive. Tot cu cursive. Tot cu cursive. Italice. Asta este. Și asta, bine ați spus. Sunt lucruri care ar trebui știute. Noi, cred că toți cei de aici am făcut un fel de școală, de ucenicie de presă și știm ce e un editorial și cam ce trebuie să conțină, știm ce e un cursiv. În cazul literaturii știm ce este o cronică de eveniment, un reportaj de întâlnire culturală sau de festival cultural și chiar o cronică de teatru care se făcea cu toată seriozitatea, chiar atunci cu cenzură, cu tot. E,
Astăzi, din păcate, aceste categorii au început să fie uitate și, practic, independent de suportul de hârtie sau de suportul electronic, nu asta contează, oamenii nu mai știu cum se face presa. Sunt niște cutume, sunt niște lucruri există pe care... Există o școală de jurnalism la care... Există facultăți chiar. Facultăți. Eu nu știu, nu ce învață acolo, dar nu mi-amintesc că veneau spre vară, au venit de câțiva ani la rând studenți în practică. Și am întrebat-o pe o domnișoară, ce doriți să scrieți? Cronică de film. Hopa! Și întreb, zic, și ce filme ați văzut până acum? A, nu, zice, văd de acum încolo. Și am trimis-o să scrie, scrieți-mi o știre. Nu știa să scrie o știre. Și zic, dar ce învățați acolo? O știre trebuie să cuprindă, sunt câteva, 5 puncte. Ce, unde, când, cum? Și așa mai departe. Da. Și fără comentarii. Cu cine? Deci, pentru că profesorii de jurnalistică nu practicaseră sportul ăsta. Haideți să schimbăm puțin unghiul. Stăm cum stăm, nu punem cu plus, poate că nici nu-i cazul, nu punem nici cu minus să rezistăm acestei tentații. Da, să fim direcți și să facem poate un mic inventar de ce suntem așa cum suntem în materia aceasta a presei, inclusiv a presei literare, din rațiuni sau din cauze, există cauze interne pentru starea de fapt sau cauze externe sau și Ovidiu, părerea mea este că suntem, ca de obicei, în istoria noastră culturală, la o răscruce. Una nouă, poate. Unii dintre noi pledează pentru specializare. Am auzit că s-a inventat, mai demult nu acum, cuvântul știrist. Ăia redactează numai știri. Alții sunt numai editorialiști. Și unii colegi spun că nu avem destui specializați. Că toată lumea scrie orice. Scriu și orice, de domnul Prelicianu nici nu mai zic, scrie nu și Horea. Orice, eu nu scriu orice. Domnul. Orice la un nivel, dar mă gândesc că până la urmă este mereu heirupul pe care îl presupune cultura noastră. Scrii tu o cronică? Nu. Trebuie să scriem despre cartea asta, e important. Hai că o scriu eu dacă nu poți tu. Și așa mai departe. Asta ar fi o problemă. Alții spun, dimpotrivă, în mod natural, suntem o cultură de tip enciclopedic. Asta a zis-o Mircea Eliade, a zis-o pe urmă noi ca în felul lui, care era împotriva lăutărismului, după cum știm, și o zicem și noi acum. Care să fie răspunsul la această dilemă? Probabil că răspunsul va fi tot instinctiv și în funcție de nevoile pieței. Dacă se întâmplă un eveniment de un anume fel și n-ai omul tău, îl cauți sau te improvizezi tu ca să acoperi evenimentul. Cred că asta e situația. Horia Gârbea, eu de aceeași părere? Eu, unul, sunt adeptul gazetarului cultural, care trebuie să aibă o imagine completă a peisajului și să fie în stare să scrie și o cronică de film, și una de teatru, și un cursiv pe o temă de actualitate. Am exemplu României Literare, unde domnul Prelipceanu, unde Mircea Mihăieș scriu despre evenimente sociale, economice, politice la zi, cu toată competența și chiar îmi face plăcere să-i citesc, pentru că dovedesc și în aceste domenii o anumită competență, dar vin și cu un aport stilistic important. Deci e vorba și de talent și de profesionist. Să facă. Da? Asta e. Nu-i, să știți nu scriu oricum. Că presa, în presa vestică, la noi modelul e totuși cel american, nu știu, nu al presei. Sunt specializați pentru teatru, film, sigur cărți. Că există o adică anumită specialitate. Adică nu e așa să scriem noi toți despre toate. Asta era părerea unui șef adjunct mai amărât la minte al meu acolo. Și trebuie să o scrii tot. Nu, domne, că el a fost în America și a văzut asta. Tocmai ce ziserăm, că lăutărismul nu ne face bine, de fapt. Times la un... Era o mare... Este o bienală de dans la Lyon, care era specializat în dans. El scria la ziar dans. Eu nu știu dacă el era ziarist angajat, dar era trimis de ziar să scrie despre această bienală a dansului. Poate era un freelancer, dar care împărtășesc perspectiva. Omul era specializat. Adică nu mă duc eu la dans și spun, a ridicat piciorul așa, s-au făcut așa. Păi nu, astea sunt fleacuri. Și eu vă împărtășesc perspectiva. Cred că un plus de rigoare nu ne strică și dacă e vorba și de specializare, cu atât mai mult. Nu o specializare foarte strântă. Nu aceea încă să te citească, cum spunea cineva, doar 7 oameni din lumea asta sau 10 oameni. Horia, e adevărat, pentru a face însă o presă, o publicistică de tip cultural care să conteze în spațiu public, poate că e bine să scrii
de la un anumit nivel în sus, bine, pentru mult mai mulți oameni. Noi vorbeam de ziaristică. Sigur, 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 sigur că da. Sau de diletanțe entuziaști. Horia Gârbe a pus în joc o... Entuziasmul deoparte, vă rog. Horia Gârbe a pus în joc o sintagmă care îmi inspiră următoarea întrebare. Sintagma lui, sintagma evocată de el e gazetarul literar. Eu vreau să vă întreb dacă se naște sau se face gazetarul literar. Eu cred că se... Băi, te naști dorind să spui altora. Pentru că sunt oameni care nu vor să spună nimic altora. Sau spun așa, sau zis așa. Bun, să spunem că există o potențialitate. Sunt oameni care vor să comunice public. Și să comenteze. Asta e prima chestie. Și a doua, cultural, câtă cultură, atâta gazetărie culturală. Păi, Friedrich Nietzsche zicea că nu-i bine autorul să pună totul într-o carte. Maxim 30-40% din ceea ce știe el. Dacă e prea cultural, nu te mai înțelege lumea. Să zice că ești filoscos, că ești prea... Păi nu, dar nici nu se face așa. Adică am citit 100 de cărți cu pipeta. Le citesc pe toate într-un articol. Exact. Le pot citi, le cita pe rând, când le vine rândul și se potrivesc. Cultura e și o atmosferă, o ambianță, nu doar erudiție. Fără îndoială. Ba chiar generația tânără interbelică zicea că erudiția e o treaptă destul de modestă a modului de a fi al unui cărturar și al unui intelectual. Că ai nevoie și de, și de un pic de improvizație, de spontaneitate, că ai nevoie să fii un charmeur, un seducător. Într-o presă, fără îndoială. Adică dacă erudiția ne-o ținem pentru cărți, iau iarăși un caz pe care îl cunoaștem toți, din, chiar din România literară. Angelo Mitkiewicz este un eseist foarte serios și nu unul foarte accesibil unui public larg atunci când scrie eseu, dar el este specializat, cum s-a zis, în cronică de film. El face și cronică de film. Domnul Prilipceanu, care scrie articole generaliste foarte interesante și sociale și politice, este specialist în teatru. Este cumva specializat în teatru. I se poate încredința la locul de muncă, cu toată seriozitatea rubricii de teatru. Păi nu, nu. Aici asta nu se învață la școală. Eu sunt spectator. Rubrica mea se numește spectator. Nu v-ați pierdut privirea ingenuă? Ba nu, e ingenuă deloc, dar sunt spectator. Am vrut în Teatru Azi, în revista Teatru Azi, să-mi pun titlul ăsta și n-a vrut regretata Florica Ichim, nu. Zic, eu nu sunt cronica. Angelo Mitkiewicz e și un foarte bun dansator de tango. Pentru cine, era timpul să o aflu și eu. Era timpul. Da. Deci ar putea să zicem, și rubrica de dans. Da, 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 chiar. Să zicem că... Dans și bune maniere. Suntem de, să zicem că suntem de acord că e un timp dur, un timp, un val mic, un context problematic. Nu știu dacă e mai bine ca altă dată. Nu, mai dur? Mai dur? Într-un anumit fel, sunt mai războaie, fără, mai fără speranțe, poate. De fapt, ce vreau să întreb e, ce rezistă din publicistica literară în fața acestui timp? Excelența. Care n-are răbdare? Excelența, cred. M-am gândit adeseori în ultimii ani, de ce oare nu s-a făcut încă o antologie a reportajului post-ceaușist, să zicem, post-comunist? Îmi amintesc de George Arun, care scria niște reportaje colosale la comunistul prin anii 90. Chiar și Nistorescu. Nistorescu a avut perioada lui de glorie și mai sunt câțiva. Dacă i-am căutat, i-am găsit. Și sunt lucruri de excelență, cum să spun, am în minte pe... Brunea Fox, ca un reper extraordinar în domeniu. Dar el nu e de după Revoluție. El nu e de după Revoluție, dar e un reper e după altă revoluție, în da. Raport e cu care îi putem valoriza. Brunea Fox i-a apărut și o carte, cred că și în timpul dinainte. Și înainte și după a apărut. Da, în 70. Confirm, eram în ambele ediții. Da. Bine, dar Geo Box are texte care pot fi luate drept. Cum e minutele la Mizil, nu spun câte că niciodată nu ți-e mintești. Ce este foarte... Ce e foarte... prizat astăzi, din punctul nostru de vedere, din presa noastră culturală. Ce merge foarte bine astăzi? Eu să fim și optimiști un pic. În presa culturală, ca și înainte de altfel, se uită la cronică, exact. La cronica literară și în special dacă e cazul, ar fi foarte bine să se întâmple așa, cronicarul chiar are autoritate și continuitate. Lumea caută spiritul critic. Da. Fără cronică, fără eseurile de substanță. Mai caută cu adevărat, de fapt, spiritul eu critic? Cred că da, fie și pentru instinctiv. Că asta e o discuție eu nu prea mare. Cred, pentru că uite, cred că suntem doi la doi. Vedem că eu sunt... Cine vorbeau politicienii de două chestii paralele, nu știu ce. Două români, nu?
Nu, statul paralel sau statul paralel? Da, eu vă spun, e o cultură paralelă. Sunt mai multe culturi paralele care se nasc acum. Sigur, asta e o idee minunată, extraordinară. Am scris numai despre două țări, România, referindu-mă la Taika Lenin, ca să zic așa, care și el spunea că sunt două culturi din altul privite. Dacă vă uitați la cultura internetului, scriitorii de acolo, care spun, eu sunt scriitor, n-ați auzit de ei și nici n-au publicat cărți, și doar pe internet. Și dacă citiți textele, nu întotdeauna sunt ceea ce credeam noi că a ști că este literatură, ci mai credem încă a ști că este literatură. Da, dar pentru că acum te poți autoproclama. Da, formulam pe internet, ceea ce nu se putea altă dată. Te proclamam noi, tovarășul. Eu rămân la ideea că dacă vorbim despre cultură în presa literară, nu poți evita criteriul estetic. Poți să spui, poți să institui un premiu pentru motive feministe și pentru că ai ales o femeie considerată importantă, deși era marginală. Nu dau numele, că nu e important. Și poți să acorzi acest premiu. Dar nu cred că e relevant până la urmă. Și nu știu dacă face cinste cuiva să propulsezi valori neverificate. Ori pe ce bază proclamăm valorile? Totuși, pe bază estetică, dacă vorbim despre cultură. Dacă nu, sigur, în fotbal e altceva, dar și acolo contează criteriul estetic. Da, sigur că da, când se joacă frumos fotbal cu Messi sau ăla, este și estetic. Ceva absolut, absolut. Jocul, nu numai goluri. Iată că primează cu adevărat criteriul estetic. Eu chiar cred asta, primează, cu toată onestitatea. Mai puțin. În literatură, dacă spui asta, nu mai este. Divertismentul credeți că e mai important? Nu cred, dar știu că este... Corectitudinea politică nu permite... Dar aia nu-i divertisment. Nu mai există criteriu. Oare am ajuns în există presa alte noastră, criterii. Oare am ajuns în presa noastră literară atât de departe? O să ajungem. Sunteți optimiști. Sunteți optimiști, sunteți optimiști, nu? Da. Ar putea să fie un alt motiv de optimism internetul? Internetul care e un uriaș vortex, să zic așa, internetul pe principiu Jana nu e moartă, Jana se transformă. Presa... Everything goes. Adică da, acolo totul presa culturală se transformă? E o transformare indiscutabilă și în primul rând este vorba de dimensiunile articolelor. Pe internet nu poți să divaghezi. Și nici... Mi s-a părut că dimpotrivă. Mi-a zis unul, răspundeți cât vreți la întrebările mele, că intră pe internet. Da, zice, puteți. Da, interesant. Dar atunci, sigur, autorul poate scrie cât vrea. Internetul suportă orice, se zice, nu? Cititorul va fi pierdut. Poate, da. Prin acest, dacă nu citește de selectiv. De aceea rămâne ideea că nu va dispărea presa culturală pe hârtie. Nu cred că va dispărea. După cum criticii se referă la volume. N-am auzit vreun critic să se refere... La PDF, la pagină, într-o cronică, da, la un blog. Cel mai recent pe un blog. Zi, poate. Dar chiar, la internet, lumea nu comentează în cronici. Foarte cărțile. Puțin. Foarte acolo puțin. Și nu în cronici. Și nu în cronici. În portal. În portal. Am auzit. Așadar, eu reformulez, dacă îmi permiteți. Internetul este o speranță autentică sau e o falsă speranță pentru presa, pentru publicistica literară? Pot să spun eu o parabolă? S-au interzis catalogele electronice la noi la școală, la facultate. Și am zis, se va simplifica totul, nu mai avem de făcut hârțogărie, nu știu ce. Nu, ne-au cerut și să le completăm electronic și să facem hârțogăria. Deci lucrurile nu sunt cu sau, ci cu și. Se complică lucrurile tot mai mult, cred. Internetul poate fi un vector de promovare pentru literatură. Accesibilitatea, avem acum acces la cărți. Ca traducător, în primul rând, găsesc toate referințele necesare pentru a fi foarte la curent cu autorul pe care îl traduc. Atenție la și cu referințe, că sunt, nu sigur sunt că poate... Da, trebuie, dar filtrate, bibliotecile, da, odată digitalizate, bibliotecile devin infinit mai accesibile. E un mare test de... Am zice reziliență în limbajul de azi, de rezistență în orice caz. Lumea aceasta nouă, lumea digitală pentru ideea de mass media, ideea tradițională de mass media, pentru publicistica chiar aceasta înaltă, literară. Dar țin neapărat să menționez, Uniunea Scriitorilor din România editează numai puțin de 9 reviste, un săptămânal, România Literară, un bilunar, Helicon, e o publicație de limbă maghiară, apare la Cluj, și 7 reviste lunare, Viața Românească, Luceafărul de Dimineață,
la București, ambele, apostrof Steaua, condusă de Ovidiu Pecican la Cluj, Convorbiri literare la Iași, Ramuri la Craiova și Orizona Timișoara. De asemenea, există alte publicații importante care apar sub egida Uniunii Scriitorilor. E presa literară un fel de cenușereasă la momentul acesta? Sau e un David care se luptă cu Goliat? Dar după cum știți, cenușereasa a sfârșit bine. Păi întrebam. Așa că există speranțe. Bine, acum e o glumă, dar nu se poate spune la televizor decât cu... Asta cu nu-și mai pierde, cenușoasa modernă nu-și mai pierde pantoful, își pierde altceva. Da. Așadar? Păi, nu. Stăm bine, pentru stăm cei, foarte pentru bine. Pentru cei care sunt interesați de fenomenul cultural, pentru cei care trăiesc prin cultură și care nu concep existența fără cărți, muzică, teatru, nu, presa literară are un rol esențial, determinant. Aș suferi dacă n-aș cumpăra în fiecare joi România Literară, deși ea îmi este accesibilă la Uniune. Dar eu ajung de obicei lunea și vreau să văd revista joi. Sunteți nerăbdător? Sunt nerăbdător. Eu cred că e vorba despre un adevărat sistem nervos al vieții culturale. Pur și simplu, neuronii circulă prin presa culturală. Din păcate, e tot mai mare diferența între cei care aleargă după reviste și cei care nu sunt interesați nu de reviste, nici de ziare, nici de nicio știre. Și atunci, marile speranțe de unde să ne vină? La modul realist? De la Dickens. Nu mai spun că numai de la Charles Dickens? Reviste, pe unele le caut, iar altele îmi sunt trimise cu PDF, în format și PDF. Și pe unele le ocolești, nu? Și le șterg de la început, fără a le deschide, nu de altă dată mă enervez. Ar putea fi aceasta o temă pentru o altă discuție? Nu, dar mănâncă timp. De ce sunt așa de slabe unele reviste de cultură? Mă irită conținutul. Lumea nu știe întotdeauna cum se face o revistă de cultură. Cred că o înveți citind mult, practicând mult, ucenicind, ca întotdeauna și în orice meserie. Eu cred că și asta se învață. Optimism moderat, așadar, ca media acestei discuții. Excelente, din punctul meu de vedere. Țin să le mulțumesc... E bine să ne lăudăm. Da, dar noi totuși nu, țin să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule Nicolae Prelipceanu, lui Ovidiu Pecican, lui Horia Gârbea și dumneavoastră, celor care vă uitați la noi. La revedere, dar nu înainte de a urmări revista presei cu cel mai recent număr al revistei România Literare. Cel mai recent număr al României Literare 50, puteți citi o cronică plastică a lui Cătălin Davidescu despre expoziția Brâncuș de la Timișoara, care pune în evidență legăturile marelui artist cu spațiul românesc. Autorul consideră că, cităm, proiectul Doinei Lemnii reușește să reliefeze apropierea în substanța lui Brâncuș de România în sens identitar. În editorialul lui, Nicolae Manolescu se întreabă despre cât de europeni suntem. Considerațiile se țes plecând de la volumul Un Occident răpit sau Tragedia Europei Centrale, semnat de Milan Kundera. Cartea a apărut la Humanitas Fiction în traducerea lui Bogdan Ghiu. Tot în pagina 3 este evocată personalitatea lui Bujor Nedelcovici, unul dintre cei mai importanți români postbelici care a plecat recent dintre noi. La 50 de ani de la trecerea în neființă, în articolul semnat de istoricul literar Vasile Spiridon, este evocată Marta Bibescu, o personalitate a exilului românesc. Reveriile voinței de putere în pagina 6 de comentarii critice. Pagina 8 este o remarcabilă pagină de poezie semnată de Gheorghe Gricurcu, iar pagina 9 este dedicată Anei Blandiana. Cronica literară a lui Răzvan Voncu, intitulată Scrisul ca platoșă, scrisul ca adăpost, aduce în prim plan cea mai recentă carte a Anei Blandiana, Mai mult ca trecutul, un jurnal al perioadei de interdicție prin care a trecut poeta în anii 88-89. În pagina eveniment sunt anunțate cele 9 cărți nominalizate la Premiul Cartea Anului pe anul 2023, premiu acordat de revista România Literară în cursul lunii decembrie.
În avanpremieră editorială, marele romancier albanez Ismail Kadare este prezent cu un fragment din ultimul lui roman Concert la sfârșit de sezon, în curs de apariție la editura Humanitas Fiction. Cel de-al 17-lea volum, în traducerea lui Marius Dobrescu, va apărea în ianuarie 2024.